Așa. De ce ai fugit din autogară cu portofelul domnului? Să nu mai dau bani înapoi, spun sincer. Cum? Să nu mai dau bani. Deci ai fugit cu banii lui? Nu, cu portofelul. Mi-a dat banii în mână, uite, am martori. Lasă că eu am văzut, nu da. Trebuie martori. Da. Deci ai fugit cu portofelul și cu banii? Era portofelul la mine. Da, portofelul lui. Portofelul lui era la mine. Da. Spun sincer, nu mă... Ce căuta portofelul lui la tine dacă el ți-a dat banii în mână? E aici, uite cum îți dau eu pachetul de țigări. Ia să așa. Ia banii ăștia. Am vorbit și cu nevastă ăsta, am vorbit la telefon. Na, zi. Mi-a zis așa. Tu ești genul meu de azi înainte. Și tot tăticule. Tot. Nevoastră mi-a văzut, mi-e grabită. Fiecare nevoie de bani. Ce stricul mi-a dat el portofelul în mână? Cu ce stricul? De ce ai fugit cu portofelul? De ce am fugit? Că s-am și o nevoie de bani. Păi da? Dacă ți-a dat, de ce trebuie să fugi? De ce? Da. Că mă ținea legat. Cum vine cum vorba te ținea aia, legat? Să mă duc el la casă. Cum te ținea legat? Dacă el ți-a dat banii de bună voie, da. De ce trebuie să fugi cu ei? De ce? Da. Că dacă mai stăm o oră cu el, vine nevasta și mi-l lua înapoi. Cum ți-l lua nevasta? Nevasta lui. Mi-a luat nu mi-a făcut chestia asta. Păi și atunci de unde știi că venea și ți-l am vorbit cu el la telefon. Nu, am vorbit cu el la telefon. Ia banii ăștia, uite pe fiul de nevastă. Și a zis, da, domnul. Și nevastă era gravidă, mă. Deci era gravidă nevastă. Mi-a văzut cu fața dumneavoastră. Banii și inelele, de unde ai? Inelele sunt ale mele. Și banii? Banii de la el. Banii de la el? Da. Inelele sunt ale mele. Câți bani? Cât a fost acolo? 1000 și ceva de euro, nu știu. Nu știu sigur. 1000 și ceva, a zis, așa. Cum? La cât v-ați înțeles? El mi-a zis că îmi dă 2000. Salut! 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 Sal